another beat by Mr. 300 Momo Production. Îmi amintesc și acum, parcă ieri a fost. Îmi amintesc și acum cum era la început. Credeau că vorbesc singur, eu făceam rime pe drum. O dădeam la rece cu foarte multă importanță. Așa e când îți dorești să faci asta de o viață. Găseam rime beton din orice cuvânt banal. Încă mă trezesc noaptea cu ochii în tavan și dau sec, bine semnificativ. Frate, nu mă pot opri, direct la obiectiv. Simt cum rimele explodează în ale mele. Ven exact ca un drog care ți-l injectez mult prea devreme. Sunt dependent doar de versuri adevărate, că astea modificate sunt de mult expirate. Băi, s-a schimbat în ultimii ani. Oare unde sunt acum adevărații golani? Unde mai e dragul de a mai scrie o strofă? De ce nu ți-i sus, frățioare, și tu muzica noastră? Băi, s-a schimbat în ultimii ani. Oare unde sunt acum adevărații golani? Unde mai e dragul de a mai scrie o strofă? De ce nu ți-i sus, frățioare, și tu muzica noastră? La microfon mulți lași au voce specială. Când o dau live, rapul poate să și moară. Prea multe efecte, 0% nimic original. Bre, vă ce obosită, ăștia cântă pe nas. Nu am nevoie de ei să scriu o melodie, nici nu am nevoie ca lumea să mă știe, e un hobby, un testament literar. Bang, 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 trei repări stau acum pe gard. Alții pe o pânză de păianjen se legănau și se combină între ei ca miuța pe Maidan. Când apare bilă, pică ca popicele. Două gloanțe se întreabă simplu, oare de ce? Tu ești dulău de casă, eu doar un maidanez. Și cu asta am încheiat, MC Bilă mă semnez. Băi, s-a schimbat în ultimii ani. Oare unde sunt acum adevărații golani? Unde mai e dragul de a mai scrie o strofă? De ce nu ți-i sus, frățioare, și tu muzica noastră? Băi, s-a schimbat în ultimii ani. Oare unde sunt acum adevărații golani?